Duminică 27 iunie, în județul Călăraș, au avut loc alegeri locale parțiale în comunele Cuza Vodă și Frumușani. După numărarea voturilor valabile exprimate în comuna Cuza Vodă, mandatul de primar a fost câștigat de candidata PNL Monica Silvia Ceaușescu, iar în comuna Frumușani, candidatul PSD Florica Bolan a câștigat mandatul de primar. Conform informațiilor oferite de reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Călăraș, pe durata desfășurării alegerilor parțiale din comunele Frumușani și Cuzavodă nu au fost semnalate probleme deosebite din punctul de vedere al asigurării ordinii și liniștii publice. Până la închiderea secțiilor de votare au fost sesizate trei posibile încălcări ale legislației electorale ce constituie obiectul a două dosare de cercetare penală, dintre care unul pentru ultraj. Totodată, în afara procesului electoral, pe raza județului Călăraș au fost constatate patru infracțiuni în flagrant de către forțele de poliție, fiind sesizată o singură infracțiune.